Bine v-am găsit, stimați respectatori, la o nouă ediție a emisiunii Interviurile lui Cristoiu. Anul trecut, pe 17 septembrie 2020, înaintea alegerilor locale, pe Cristoiu Blog.ro, am avut un dialog prin Zoom cu domnul Constantin Toma, la vremea respectivă primarul Buzăului în primul mandat. Știam că va câștiga, dar nu câștigase încă, pentru că alegerile au avut loc pe 27 septembrie. A trecut un an de atunci și l-am invitat acum față în față, nu prin Zoom, domnul Constantin Toma. Bine ați venit, domnule primar! Bine v-am găsit! V-am invitat acum la Alefunus. Haideți să facem... Deci a trecut un an. De anul trecut. 10 luni. Spuneți-mi, au avut loc alegerile locale, parlamentare, ce s-a întâmplat în viața noastră? Câștigați, ziceți? Păi a fost o surpriză mare și pentru mine. Am fost cel mai ales primar din România la nivel de municipiu, 78,06%. Chiar dacă n-am făcut foarte multe sau n-am făcut câte îmi doream să fac în cei 4 ani care au trecut atunci, până atunci oamenii au avut mare încredere, mi-au dat 78%. Și bineînțeles, motivat așa superior, am început să avem, zic eu, rezultate și mai bune și bineînțeles venim cu tot felul de proiecte mari, am ridicat ștacheta foarte sus, astfel încât să ne atingem viziunea de dezvoltare. Eu am lucrat la Buzău 14 luni împreună cu 40 de oameni, i-am selectat așa pe 4 zone, economic, educațional, social și cultural, astfel încât să ne atingem viziunea și am ales atunci o viziune, am fost inspirat, zic, Buzău oraș magnet până în 2030, cu misiunea ca Buzău să obțină atâta atractivitate și competitivitate pentru locuitorii săi, pentru investitori și pentru vizitatori, astfel încât să devenim, de ce nu, unul din cele mai importante orașe din România. Vă dați seama, suntem pe locul 18, dacă întreb 10 români, unde este Buzău, probabil unul va spune că e pe lângă Pașcani, unul pe lângă Botoșan, toată lumea ne situează domnul undeva primar, cu Moldova. Domnul primar, să spun telespectatorilor că și anul trecut vă știam și de atunci într-una am recomandat chiar conducerii, mă rog, PSD, ca primarul de adept înversionat al lui Smart City. De ce sunteți și ce ați făcut de atunci și... De ce sunteți unul din primarii, printre puținii primari, care credeți în tehnologia aceasta a viitorului pentru un oraș? Vă rog, spuneți. Un oraș al viitorului nu este numai un oraș smart city. Sau spui smart, deștept sau clever în multe moduri. Haideți să o luăm pe zona asta economică. Da. Deci avem aici, deci noi am stabilit atunci 72 de obiective care le upgradăm, le analizăm și le upgradăm în fiecare an ca să ne atingem viziunea. Și, de exemplu, unul din aceste obiective pe zona economică, Buzău, Centrul Național Economiei Circulare. Atenție! Ce înseamnă asta? Adică tranziția de la economia lineară care este acum, adică sunt inginer în tehnologia construcției de mașini. Ai luat o bucată de metal, ai prelucrat-o și panul ăla la arunci. Da. În economia circulară, deci orice deșeu este materie primă pentru un alt proces. Astfel încât să nu mai arunci nimic. Deci asta înseamnă o dezvoltare sustenabilă a unei economii, a unei comunități, a unei din Green Deal-ul, economia circulară. Green Deal-ul este și directiva europeană 848/2018, care vorbește de această tranziție și tranziția verde, ați văzut pe planul ăsta național de redresare și reziliență. Este și Green Deal-ul din iunie 2020. Un oraș, ca să fie sustenabil, se spune despre el așa, să fie green, circular and smart water city. Da. Adică să fie verde, să fie circular, adică să ai o economie circulară acolo. Și, în al treilea rând, să fie un oraș smart, adică să vii cu digitalizare foarte multă, dar să faci deșteptăciune și pe gestiunea apei. Vedeți ce se întâmplă acum cu aceste schimbări climatice? Ce înseamnă deșteptăciune pe gestiunea apei? Păi, de exemplu... E o problemă la un oraș în România, este apa? Este peste tot. Problema apei este o problemă deosebită absolut peste tot. Și mă refer, în primul rând, la ce facem cu apa care o aruncăm. Vorbesc de apa de ploaie și apa care o obținem din stațiile de epurare. Deci noi, în momentul ăsta, dacă cel mai bun gestionar din lume, pe primul loc este cu 90% Israelul și pe locul 2 Spania cu 20%, la noi nici nu se măsoară. Probabil avem sub 2-3%.
Asta ce înseamnă? Că această apă o aruncăm și se schimbă tot felul de fenomene. Eu am introdus și am început să ne gândim... Apa și... de ploaie? Apa de ploaie, să devină valabil, dar să și apa, dar prețioasă și apa, apa de ploaie? Dar și, cum să nu? Dar și apa care se obține din stația de epurare. Deci după ce o tratezi, tu o dai la râu în loc să o folosești. Deci, da. Noi, ce s-a întâmplat? Am citit la un moment dat un clasament, când eram la început primar, cred că chiar până în 2017, și era și Buzău pe primul loc la ceva. Și am fost foarte uimit. Am trecut câteva luni, ce am făcut eu așa, de-am schimbat Buzău. Și la ce eram pe primul loc? La încălzire globală pe România. Eram orașul cel mai... Temperatura medie anuală la Buzău a crescut în ultimii 10 ani cu numele 5 grade Celsius și eram pe locul 11 în Europa. Toate orașele astea care ard acum, sudul, deci din Grecia, din Turcia, ziceți, pe aici, până Italia, Portugalia, deci erau mai încălzite global decât noi. Și atunci am zis, băi, hai să citim, hai să studiem, hai să te inspire ceva. Și secretul este să ai cât mai multe lucii de apă și cât mai multe spații verzi. Cât mai deci asta copaci. Reduce încălzirea la un reduce, oraș? Sunt multe exemple. De exemplu, am fost la Seul, în Coreea de Sud. Pur și simplu, ei au un primar al Seulului până anul 2000, cred, înainte de 2000, a desființat 7 km de autostradă suspendată din oraș, numai ca să dea drumul la un râu care fusese introdus prin conducte. Iar Atlanta, din statul Florida, vă dați seama, deci în sudul ăla al Statelor Unite, pur și simplu au scăzut temperatura medie anuală cu vreo 14 grade și s-a transformat deci în oraș. Deci se poate discuta că la nivelul unui oraș poți să reduci temperatura cu copaci și cu cât mai multe lacuri. Și asta încercăm să facem și la Buzău. De ce? Ar fi... Da, am avut un interviu cu... Mi-ați adus, nu vă uitați de acolo, o distinsă climatologă și mi-a spus că o mare problemă, apropo de asta, sunt aceste ploi rapide și orașele nu sunt pregătite. Că păi, torenți se fac... O pădure, un copac ține așa mi-a zis și asta, da, mi-a zis nu, că... Eu nu specialist în treaba asta, dar citesc și m-a inspirat foarte mult aici că trebuie să faci foarte mare atenție. Mike Bloomberg, care a fost... primar, unul din bogătașii lume, primar al orașului New York, 3 mandate. Practic a schimbat legea după 2 mandate, când statul trebuie așa cum știți, și președintele și primarul are doar 8 ani. A schimbat legea în statul New York numai să fie încă 4 ani. Și ăsta a avut în cele 121 de obiective pe care le-a avut de îndeplinit. A spus, bă, trebuie să plantăm 1 milion de copaci. 1 milion de copaci plantat, au calculat că au tot felul de institute, însemna vreo 22.400 de tone de CO2, dar și vreo 2000 de tone de substanțe dovedite cancerigen. Deci copacul ăsta lucrează și ca un filtru. Și ne-am propus la Buzău, noi suntem pe locul 2 în momentul ăsta după Miercurea Ciuc, avem 45 metri pătrați spațiu verde pe locuitor. Uniunea Europeană ne impune 26 de metri. Foarte multe orașe din România, cel puțin pe sudul României, pe aici spre Constanța, și Constanța au 6-7 metri pătrați. Iar noi, dacă, eu știu, ne iese în 26 septembrie unirea cu Comuna Țintes, care înseamnă dublarea teritoriului pentru municipiul Buzău, încercăm și aici să facem primul pas într-o reformă administrativă care n-a mai început în România, vom ajunge la cel puțin 100 de metri pătrați, spațiu verde pe locuitor în deci Buzău. Un lucru pentru un primar al viitorului este această preocupare de foarte observație. Deci poate să scadă temperatura într-o localitate fără să țină cont de restul zonei, numai prin apă? Păi fiecare trebuie să lucreze. Fiecare să lucreze pe zona lui, pentru că până la urmă, indiferent ce spun guvernele, până la urmă tot datoria unei comunități acolo să aibă grijă de ea. Adică să nu arate mereu spre guvern, să arate spre ei și să încerce să facă ceva. Și asta am început noi. Iar acest proiect pe economie circulară, după ce am făcut și prima școală, am făcut și prima școală circulară din Europa, este la Buzău, școala 11, care are 2000 de elevi. Ce înseamnă școală? Adică școala asta a devenit aproape independentă. Toată energia este pe panouri fotovoltaice, toată apa de ploaie o adunăm în 3 bazine, 2 subterane, 1 suprateran. Acea apă o folosim și ca apă menajeră, deci după ce o filtrăm pentru apă, pentru spălat pe mâini și ce înseamnă toalete și așa mai departe, dar o utilizăm și în irigarea unei sere didactice în regim de permacultură. Folosim acea apă inclusiv pentru rezervorul care pentru apa pentru pompieri, pentru Doamne ferește să întâmplă ceva. Mai departe, gestiunea selectivă a deșeurilor pe 8 fracții. Avem o stație de compost, absolut. Dar nu asta e problema că facem noi economie, că școlile sunt plătite noi de la primărie. Problema este de educație.
Problema este de educație, să educăm copiii de la început. Și acum lucrăm la un manual de economie circulară. După ce am mai făcut două manuale, tot premieră națională, un manual de istorie a județului Buzău și un manual de geografie a județului Buzău, pentru că copiii ăștia nu mai știu pe ce lume sunt. Trebuie să aibă rădăcine, adică să știe și istoria locului, nu numai istoria țării, unde s-au întâmplat tot felul de chestii. Acum ne ducem și pe manual de economie circulară. Dar această idee, am luat cuvântul la un moment dat în cadrul, a fost o conferință România-Germania, și am luat cuvântul acolo și am vorbit despre proiectele Buzăului. Și o doamnă din Germania, de la una dintre cele mai mari firme de consultanță, s-a prezentat cu proiectul nostru după ce ne-a vizitat și am discutat foarte aprins la Ministerul Federal al Mediului, Schimbărilor Climatice și Siguranței Nucleare din Germania. Al Mediului și Schimbărilor Climatice. Este un singur minister. Ministerul ce la noi nu federal, e, să se numească. Și spre surpriza noastră am fost anunțați la o conferință împreună și cu excelența sa, fostul ambasador al Germaniei la București, pentru că și-a încheiat misiunea de curând, Kortmayr Klot. Am câștigat un proiect din 340, Buzău, oraș al viitorului. Care era elementul fundamental? Elementul fundamental a fost că suntem primii care am vorbit de economia asta circulară și elementul fundamental și istoric pentru Germania, atenție, și pentru noi cu atât mai mult, pentru că ei niciodată n-au finanțat ceva în afara Germaniei să facă un oraș bun în afara Germaniei. Anul ăsta se creează conceptul de dezvoltare, iar de la anul vom primi finanțare inclusiv deci la guvernul german. Deci, să repetăm că noastră sunteți ingineri și poate nu toți te respectă. Deci, economia circulară înseamnă că nimic. Dacă am o bucată de hârtie, ea nu trebuie să meargă nimic la coș. Cum? Că nu mai ai ce mai face cu chestia, e organic, o duci spre compost, dacă nu mai ai ce mai face din ea, sau în cel mai rău caz, face energie electrică din acel... Deci să nu se pierde nimic. Să nu se pierde aproape nimic. Nu există sistem perfect. De ce? Este vine din nevoia de economisire mondială a resurselor? Da, suntem foarte risipitori în același timp. E vorba de o sustenabilitate, pentru că noi ne auto-otrăvim. Vedeți inclusiv pește aici, că iau pește sălbatic, somon sălbatic, și când îl despici, vezi acolo că are nu știu câte particule de-astea de plastic. Și ăla, de fapt, tu mănânci ceva care deja sau mercur, sau eu știu, pentru că până la urmă omul a reușit prin consumatorismul ăsta să aproape să o otrăvească tot. Și trebuie să ne reîntoarcem la natură. Da. Domnul primar, într-un oraș ca Buzău nu se întreabă unii cetățeni, români fiind, bă, dar eu am nevoie de orașul viitorului. Nu știu, adică e nevoie de... Sunt oamenii români deja s-au racordat la aceste tendințe mondiale? Nu. De ce? Dar eu sunt dator să încerc. Am înțeles, dar de ce nu? Bine, e educație? Nu, e problemă de educație, mai ales după 1990 a scăzut foarte mult nivelul de educație. Practic noi am pierdut o generație și pericolul este pentru că această generație de părinți care au copii mici acum pot da și copiilor lor. Care și de profesor. Da, și avem acum... E foarte bun asta. Deci avem o generație de părinți post-decembristă, primă, care acum au niște copii. Au trecut 30 de ani și acum trec la capitolul 2, dar pot vorbi foarte mult despre povestea asta cu economia. Trec la capitolul 2, care este educația. Aici la educație... Da, v-ați arătat și data trecută când am avut interviu. Da, deci am o viceprimăriță, care, Ana Matache, deci care a fost și șefă de promoție la Sheffield și șefă de promoție în Germania, a venit din diaspora. Consilier local, a fost mai greu să o conving să intre în PSD, vă dați seama, dar m-a impresionat prin ce a făcut acolo. A creat ceva și la Buzău și, în sfârșit, urmărindu-ne pe Facebook și, adică ea pe mine, că eu sunt și eu ca dumneavoastră un Cristoiu mai mic așa, am și eu fetele... Da, știu, mi-a zis că sunt blogger. Că sunt blogger, cu fetele mele au zis că sunt vlogger, că eu mă filmez și povestesc ce fac. Ați continuat asta, da. Am continuat chestia asta și cu rezultate bune, pentru că e și multă transparență și le și explic oamenilor, adică încerc să motivez exact ce v-ați întrebat dumneavoastră. Dom'le, de ce trebuie să faci treaba asta? O facem pentru povestea asta. Și sunt o mulțime de comentarii, am și sute de comentarii, am avut și 700.000 de vizualizări, acum ultima am făcut 50.000 pe care l-am pus ieri cu Iazul Morilor. E o poveste fabuloasă a Buzăului și pe povestea asta. Și deci încercăm și pe educație acum, de exemplu, vom avea premieră. Pe 27 vine excelența sa, mă ajută acolo, ambasadoarea Finlandei la București. Deci vom începe clase de inspirație finlandeză, dar cu 14. Da, am fost de două ori în Finlanda, am trimis-o și pe Oana Matache împreună cu un grup de directoare de grădiniță și din învățătoare din învățământul primar, clasele astea 1-4. Deci Finlanda, în toate clasamentele astea, în ultimii ani s-a dovedit că au cel mai bun sistem de învățământ. Deci care se bazează pe, cum să vă spun, să schimbe
să nu se mai învețe pe de rost, să încerce să-l facă pe copil să fie pe picioarele lui, dacă vreți, aproape de când să se nască. Noi creăm niște minți roboției, dacă îi mai creăm, sau creăm niște oameni inteligenți, între ghilimele, le dăm diplome pe facultățile astea private sau mai puțin private și, de fapt, am nenorocit o generație care aparent este educată, cu toate că nu s-a atinge niciun scop. Și suntem din ce în ce mai nepregătiți pentru treaba asta. Și începem cu profesori universitari, atenție, din Finlanda, luna asta pregătim directori, pregătim profesori, pregătim învățătorii și doresc cât o fi acela la primărie, cine va fi după mine, încet încep plecând la nivel de grădiniță și anul ăsta care este pregătitor, anul zero, nu știu cum se numește, și încet încet să ajungem până la clasa 8-a să prindem tot învățământul buzoian în sistemul ăsta. Deci în testul ăla PISA, Finlanda ori este locul 1, ori locul 2. Când este locul 2, deasupra este Estonia, care a copiat întocmai sistemul finlandez. Deci pregătirea oamenilor și hai să luăm Estonia, că țară socialistă, sau ce socialistă? Chiar din Uniunea Sovietică, da. Și vă uitați acolo, am fost în toate cele trei țări baltice, să vede și față de celelalte două țări. Evoluția care a avut-o pe inspirația unui om, președintele din 93 al Estoniei, care a venit cu ideea de digitalizare și de accentul, focusarea totală pe educație. 70, chiar dacă e o țară până la urmă de limbă rusă, se vorbește și estoniana, dar 70% vorbesc engleza, iar nivelul de pregătire al oamenilor este incredibil de ridicat. Da, să facem o pauză și să ne povestiți asta cu de ce, care e noutatea, care e esența școlii de tip finlandez educație. Facem o pauză. Am revenit cu domnul Constantin Toma, primarul Buzăului în al doilea mandat. Repet, unul din puținii primari din România și un primar de tip european, deoarece este adeptul acestei introduceri viitorului. În prezent mi-ați dat așa și o formulare, apa de ploaie e mai prețioasă, nu-i așa? Păi este că ar trebui ori să o ducem pânza freatică, ori să o ducem mari bazine care să-ți folosească. Și noi la Buzău încercăm treaba asta. Avem o poveste incredibilă și să facem mult mișto s-a făcut mult mișto de mine pe treaba asta. Deci face parte, sunt mari iubitori de istorie și încerc să pun istoria la treabă la Buzău și am făcut multe pe chestia asta. Vectorul de dezvoltare a Buzăului, cel puțin în ultimii 500 de ani, s-a numit Iazul Morii. Un canal natural din râul Buzău pe 20,30. Pe unde e că știu Buzău? Pleacă de la Cândești, trece aproape de centru și se varsă undeva spre Brăila, pe 20,34 km. Am dat drumul la un prim proiect acum. Deci o să vă placă chestia asta, două familii cunoscute ale României au plecat din Cândești având mori de cereale. Da. Mai avea biserica și mai avea domnitorul țării românești. Acest Iaz al Morilor este atestat documentar la 1525, când domnitorul țării românești, Radu de la Afumați, donează episcopiei Buzăului înființată în 1500 de Radu cel Mare, donează trei mori pe Iazul Morilor. Vorbesc de familia Marghiloman și de familia Garoflid. Acest Garoflid a fost de vreo 4 ori ministrul agriculturii și a fost cel care a înființat și a fost și primul președinte, ceea ce numim astăzi Academie de Științe Agricole și Silvice. Și a fost și boierul din satul meu. Și știu mai multe decât toată familia mea. Și eu, pe urmă, am lucrat la IAS Buzău, care e la ferma Garoflid. Și noi încercăm acum ce făceau atunci. Buzău era inundat în fiecare an când ploua. Deci venea din zona de deal munte și se inunda mereu. Și buzoienii ce făceau atunci? Puneau crengi, puneau coceni, puneau ce aveau acolo, barau Iazul Morilor, care avea vreo 10 metri lățime, vreo 4-5 metri adâncime, și duceau apa invers. Cum invers? Cu sapele, apa care de la inundații o duceau în Iazul Morilor, în acest canal. Invers. Când era... Ei irigau mereu, pentru că Buzău are o istorie fabuloasă și de asta, eu știu, am contribuit și eu la înființarea băncii de gene de la Buzău, care nu funcționează încă. E o întreagă poveste. Banca pentru de resurse vegetale pentru legumicultură, floricultură, plante medicinale și aromatice. Armata țaristă de 3 ori, 1792, 1796, 1806, a colonizat Buzău cu grădinari bulgari, ca să le facă, să le aducă legume. Unde i-a așezat pe bulgarești? Stânga-dreapta de Iazul Morilor. Pentru că venea ca la Nil, așa. Deci venea inundațiile, aducea pământ bun amestecat cu nisip și puteai să cultive acolo legume. Și prima chestie organizată la nivel statal, ca să spun așa, a dat ordin Carol I pentru a se cultiva morcovi la Buzău pentru
cai de pe domeniile regale. Da. Și în, la 1 aprilie 1957, după vizita lui Gheorghe Ghiudej la fratele cel mare Stalin, domnule, faceți un studiu la nivel de România, unde am putea să avem și noi o stațiune de cercetare în domeniul agriculturii, că am văzut ceva în Uniunea Sovietică extraordinar. Și bineînțeles, de departe s-a calificat Buzău și de asta s-a înființat acea stațiune la acea vreme. Și ce au făcut acești oameni? Au preluat pentru că bulgarii dețineau. Și atunci, noi le spunem sârbi. Le spunem sârbi, vă place istoria, pentru că ei veneau din Bulgaria, dar era pașalăc turcesc. Da, parcă e și un sat. Și erau pașalăc turcesc și n-aveai voie domnitorul țării românești sau al Moldovei sau trebuia să-i expulzeze, să-i dea înapoi în pașalăc. Și atunci a fost o înțelegere așa. Dom'le, spuneți că sunteți sârbi, că nu vă știe nimeni limba aici. Da. Dar ei sunt bulgari. Și ei sunt, în prima fază, veneau cu legume contra sare. Pentru că noi avem și o vară slănicul la Buzău, mai avem și acum mulți de sare și... E o chestie extraordinară. Și noi încercăm să redăm istoria asta acum și am făcut în septembrie, o să dăm drumul la primul proiect pe Iazul Morilor. De ce consezi? De ce v-a luat peste picior? Băi, te ia peste picior pe orice faci nou. Și la Buzău toate sunt noi. Deocamdată, deci, am dezvelit o parte din conductă pe sub Buzău, 5,3 km. El era acoperit Iazul ăsta? Nu, este descoperit, dar la intrare în Buzău, comuniștii până 70 l-au băgat în conductă. Aha. Și acum eu fac pe o distanță de 850 de metri pe strada Frăținet două lacuri, luăm apa de aici și fac o cafenea culturală, de fapt o roată de moară. Înăuntru am luat elementele de la cea mai veche, ultima moară care a funcționat de cereale pe Iazul Mare din comuna Cătina, într-o zonă de deal a Buzăului. Și bineînțeles vom lansa și o carte, Iazul Morilor. Leagănul civilizației buzoiene. Pare la mișto chestia asta, dar nu este. Pentru că în 1832 erau 46 de mori de apă pe Iazul Morilor, dar ace de rână, pive de postav, tăbăcării. Prima școală în slovă românească, Dionisie Romană, la 1832, nu știu de ce a pus tot pe Iazul Morilor. În 1901 era o topitorie de in și cânepă. Deci a ajutat Buzău extraordinar de mult în istorie și încercăm, pentru că pot fi irigate de acolo vreo 2000 de hectare, piste de biciclete, terase, putem iriga de acolo, dar putem să facem și crescătorii de pește, de ce nu? În același timp și poate cel mai important, ajută la ce spuneam mai devreme. Cât mai multe lucii de apă, vă dați seama, se întinde pe 20 de kilometri. Cât mai multe lucii de apă și cât mai multe... București are lucii de apă? E, cum să nu? Are câteva lacuri mari. Da, față de Buzău. Față de Buzău, dar noi încercăm să ne salvăm fiecare acolo unde este, să-și salveze comunitatea. Spuneți-ne că rămățesem, cum e cu, nu înțeleg care este esența școlii de tip finlandez? Păi e foarte simplu. Adică, practic. La noi când crește... Numai o ore? Nu. Totul e deschis. La noi, de exemplu, un copil, te uiți la el așa, că e bunica, că e învățătoarea, că e profesoara. Dacă are senzația că faci ceva rău copilul ăla, îi dai peste mână. Nu face aia, nu face aia. Da. Și, de fapt, tu l-ai ratat. Da. Aici au fost uimiți colegii care au fost în Finlanda, s-a urcat un copil în pom. Da. Și, domnule, dar nu vă e frică că bate și că poate să pici o singură dată. A doua oară să mă ridică. Da. Deci o libertate de asta. Nu-i spui, nu te urca. Nu-i spui, pui cască eventual și ăla când a picat poate să pici în cap, că are cască. Și a învățat să nu mai se mai urce. Doamne, îi dă libertate de la început, pentru că îi dă și libertate de creație și de acțiune. Și este foarte important în viață, că probabil eu sunt așa mai... La țară acolo și cu maică mea trei, două clase și taică-mi trei clase, te-ai lăsat, te duceai pe câmp, călărei, cai, mulgeai, vaca, prindeai pește, suseai seara acasă. Deci nu era nicio problemă și am trăit în mediul ăsta. Și șansa a fost o învățătoare, Ioana, să-i dea Dumnezeu sănătate, are 80 și nu mai știu câți ani, care efectiv, deci ea venea la părinții acasă, că era mai, mai ales băieți, era mai zăpăciți, așa. Și mai am un proiect la Buzău, se numește Buzăul citește. De. 80.000 de cărți date copiilor gratuit, cu jurnal de lectură ca pe vremea noastră, și să învețe copiii să citească până la clasa 12, de la clasa 3 la clasa 12. Cât o fi primar, în fiecare an faci treaba asta. Dar inclusiv competiții între copii, între profesori, între școli, cu o gala educației buzoiene, nu numai pe treaba asta. Da. Dar să ducem din nou copilul să citească. A fost salvarea vieții mele. Învățătoarea Ioana ce făcea în clasa 2-a, 3-a? Am făcut 1-4 cu dumneai. Citeam și eu aveam senzația când dă notă mare, dacă fac așa ca un actor. Citesc tare, vibrează geamul. Este nemaipomenit. Închide carte. Povestește ce ai citit. Bineînțeles că eram mort. Și am dat seama, băi frate, trebuie să și înțelegi ce citești. Și m-am apucat de citit și asta a fost salvarea vieții mele. Chiar dacă sunt inginer, am așa o aplicare deosebită spre citit.
Da. Ca să... Laura, am citit că dumneavoastră aveți acum, sunteți unul din adepții înrăiți ai acelei reforme administrative, care înseamnă, am văzut că e o preocupare națională. Spuneți-mi ceva despre această... Ce vreți, vă uniți cu Țintești? Nu, mă, spuneți-mi, da, nu, prezentați, nu e o mare problemă. Hai să vă prezint. România este anchilozată. Dacă înainte de al doilea război mondial ne băteam cu albanezii la cuțite, ăștia nici nu cred că mai sunt pe hartă, că nu se mai amintește nimic de ei, și eram tot pe ultimul loc în Europa, atenție, am citit o carte foarte interesantă scrisă de un tânăr, cred că se numește Bucur, Sociologia prostei guvernări în perioada interbelică. Da, s-o bun, că... e bun, da, dar o știu, este, un cărțel, este foarte bun. Jucăm în aceeași film acum. De ce? Deci haideți să vă povestesc ce s-a întâmplat între cele două războaie mondiale. Foarte mulți angajați în zona bugetară, 40% din toți absolvenții de universități făceau dreptul, 70% din tinerii care ne plecau afară și se întorceau atunci, făceau tot dreptul și practic erau cu 70% mai mulți angajați decât în sistemul francez, pe care îl copiasem în codul administrativ promovat de Ionel Cebrătianu la 1 ianuarie, el de fapt a fost în 28 iunie 1925, la 1 ianuarie 1926. Din ce în ce mai mulți angajați în zona bugetară, suntem la fel acum, și peste 50% fondul de salariu era din buget, la fel ca acum, și nu era nicio preocupare pentru dezvoltarea, doar câteva excepții, dar alea nu tăreau regula. Vorbesc de Malax sau Auschnitt. Da. Nu aveam o inteligență și Dimitrie Gusti spune în raportul care îl face către Carol al II-lea, era președintele Fundațiilor Regale, că, domnule, ceea ce ne diferențiază față de francezi este că la aia 60%... sunt absolvenți de facultăți tehnice și noi aveam, atenție, 2,60 și ceva la sută. Îi punea și pe ingineri de la agronomie și pe arhitect și pe ce aveam. N-avem intelectualitate, sire, tehnică. Noi l-am avut. Aveam tot ce aveam acolo, cu Emil Cioran, cu Eugen Ionesco. Dar nu aveam partea asta tehnică. Dar nu aveam partea tehnică care și nu avea economie. Deci stăteam prost. Revenim acum. Deci cam 11 miliarde numai la nivelul administrației publice centrale, atenție. Noi strângem vreo 27 de miliarde. 11 miliarde se duc în salarizare, 7-8 miliarde în bunuri și servicii, adică aferente funcționării statului român, plus ce avem la noi la țară acolo, cu toate UAT-urile astea 3600 și câte o fi. Sunt foarte mulți angajați în zona bugetară, salariile sunt cam cu 40% peste salariile din economia reală, iar toată această suprastructură, aceste UAT-uri, unități administrativ-teritoriale, imense, într-un număr imens, pentru că s-a constatat că sunt foarte puține localități din România, în Buzău una și este posibil și Râmnicu Sărat, din 87 de UAT-uri, doar noi ne autosustinem. Restul stau la reechilibrare bugetară. Înseamnă unitate, adică o comună, da? Nu, da, unitatea administrativ-teritorială. Vorbesc de comună, oraș, municipiu, consiliu județene. Și de exemplu, în Buzău, numai una se susține. Municipiul Buzău. Dumneavoastră sunteți adeptul autosustinerii. Nu, sunt adeptul unei reforme administrative corecte. În ce pentru că ar trebui, pe lângă localitățile puternice, să vină și alea slabe. De exemplu, în județul Buzău, când vorbesc despre ceea ce cunosc, sunt comune de 300-400 de oameni, din care vreo 200 nu mai sunt acolo, lucrează, eu știu, în țări străine. Și ai acolo și primar, și viceprimar, și consilier, și poți de poliție, poți de jandarmi, zona de munte. Deci o groază, ăștia nu au nici cu ce să-și plătească iluminatul la public. Deci, efectiv, sunt sate care nu mai aprind becurile. Deci, reforma administrativă constă în primul rând într-o comasare a acestor localități? Localități pe lângă localitățile mari. Hai să vă spun cu... Zice, cu Țintești. Cu Țintești. De fapt, pe lângă orașele mari, toate localitățile care sunt acolo sunt, în fapt, cartiere ale orașului. Da, de exemplu, la Cluj, ce sunt ele? Floreștiu, de exemplu. Sau la Voluntariul la București. Dar bineînțeles că ar trebui unit. Da, bun. Și ați spune povestea. Bun. Deci în momentul ăsta să vă dau exemplu de la Buzău, dar e general acum. La Buzău, municipiul Buzău, 62% din toți angajații din județul Buzău lucrează în municipiul Buzău, 70% din produsul intern brut al județului Buzău se face în municipiul Buzău. Iar noi nu mai avem un metru pătrat să ne dezvoltăm. M-a rugat de actualul domn-ministru Ciucă, să-i dea Dumnezeu sănătate, de la Ministerul Apărării Naționale, era șeful statului major general al armatei, să ne dea 5,7 hectare, pentru că mai aveam doar 40 de locuri disponibile în cimitir. Deci nu mai ai unde să te duci. Iar în condițiile de unde mi-a venit această idee? Forțat. Lucrez la planul urbanistic general, care este legea teritoriului, cu o viziune de cel puțin 10 ani.
S-a anunțat povestea asta cu bucata asta de autostradă, tronsonul A7, care este da. Licitație. E acum. Chiar pe bune? E pe bune. Deci Buzău, Ploiești, Focșani, Pașcani, Siret, până la granița cu, cu Ucraina. E o treabă serioasă. Ideea e fiind că autostrada este București-Ploiești. București-Ploiești la comuna Dumbrava. O avem deja? O avem pe asta deja până la Ploiești. În comuna da. Dumbrava va fi această deviație care va trece, atenție, între Buzău și primul sat din comuna Țintești. Îți vreo 2800 de hectare. Drumul expres Buzău-Brăila, că îl facem piesă de muzeu, podul ăla de peste Dunăre, cea mai mare investiție a României după 90, în jur de 500 de milioane de euro, ca să te duci mai repede la porturi, la Constanța, la Delta Dunăre aici. Bun, dacă, și mi-am zis atunci, bă, nu mai avem nimic. Dacă noi nu, noi trebuie să punem în valoare ce avem aici, această infrastructură națională pe care o avem, că suntem cel mai mare nod de cale ferată din sud-estul României. Avem un aeroport militar doar la 12 km, cam la jumătatea distanței între Buzău și Râmnicu Sărat, nefolosit nici ăla, vorbesc pe civil. Și am zis atunci, băi, unde ne mai ducem? M-am uitat la comunele din jur. Țintești are graniță comună cu Buzău pe 13 km, din care 12 km pe viitoare autostradă, doar 4500 de oameni și, practic, de pe locul 24 ca și suprafață, ca și teritoriu, am ajunge pe locul 7. Aproape de București, în condițiile în care se face și autostrada la mai puțin de o oră, iar cu aeroportul, că și aici este o poveste, toată lumea laudă pe bună dreptate dezvoltarea din Transilvania. Graniță, istorie mai bună, pentru că vă povesteam de Bogdan Bucur. După introducerea, și foarte important, că trebuie să vorbim și de descentralizare, nu numai de... După la 10 ani, deci în 1936, regele Carol al II-lea, îi dă lui Dimitrie Gusti, domnule, studiază povestea asta. După 10 ani ce s-a întâmplat? În primul rând să faci o analiză la ce era înainte de... Unire. Înainte de unire, dar în 1926. Toate regiunile cu care ne-am unit și au făcut România Mare erau mult mai bogate, inclusiv Basarabia. Erau mult mai bogate decât Regat. Da, interesant. După 10 ani de zile, sărăcie era Otuva. Pentru că Nelce Brătianu ce a făcut? A vrut să centralizeze totul și ca decizie și ca bani. Lucru care se întâmplă și acum. Pentru noi ca primari sau președinți de Consiliul Județene, vorbesc mai puțin despre ei, avem foarte puține competențe. Foarte puține competențe. Totul se judecă la București. Aproape tot. Da, chiar era o întrebare că tot cine-i premier, de el depind primarii. Sau cum. Păi da, pentru că în mod normal, noi producem bani, nu produce guvernul niciun ban. Da. Banii ăștia se duc toți la București și de acolo stau cu mâna întinsă, la reechilibrare bugetară, pentru că se cheltuie o mulțime de bani cu acest aparat imens din zona bugetară. Și o spun cinstit, uite, eu conduc niște bugetare aici. Da. Dar față de alții, eu am o istorie proastă. Da, pentru că am vrut să dau afară 320, am cea mai mare forță de poliție locală din România, raportat la populație. Mănâncă în fiecare an ăștia care sunt, în plus 4 milioane de euro. Am pierdut decât să primar 20 de milioane de euro. Deci ar fi arătat totuși și mai mișto decât arată în momentul ăsta. Da. Și am vrut să-i dau afară. Mi-am blocat organigrama, mă judec, uite, al 5-lea an de când mă judec. Și acum stă la Curtea de Apel Ploiești, dar probabil îl va întoarce înapoi la Buzău. E prăpăt, că celeritatea lucrează nemaipomenit. Dar lucrez, atenție, cu 60% mai puțin oameni, 80% din posturile de conducere vacante, domnule Cristoiu, și am ieșit cu 78%. Deci, în mod normal, eu trebuia să mă arunc după, din turnul primăriei. Că, bă, nu pot să faci față, n-am oameni, aveam atâtea motive nemaipomenit de multe. Dar nu a fost cazul. Am început și aici, am făcut o chestie și mi-a dat domnul Iohannis, după ce am jurat bine PSD-ul la gala premiilor Asociației Municipiilor din România din 2019, mi-a acordat un premiu de inovație în administrația publică. Adică această rezolvă. Facem o pauză. Cu domnul Constantin Toma, primarul Buzăului, discutam despre această reformă administrativă. Domnia sa e în avangarda acestei reforme. Deci, hai să o luăm. Din punct de vedere, pentru noastră aveți ce? Trebuie ca să vă uniți, deci vreau să spuneți încerc să înțeleg. Orașele, inclusiv Buzău, nu mai au cum să se mai dezvolte, ca deși alângă ele sunt niște comune sau care de fapt fac practic. O să vă dau exemplu colegului de la Ploiești. Da. Ploiești a ajuns un oraș dormitor. Da. S-a dezvoltat, s-a făcut autostradă, s-au dezvoltat toate localitățile de pe lângă Ploiești. Ploieștenii fac naveta în aceste comune pentru că Ploieștiul n-a putut să preia nicio investiție. S-a distrus ce mai era unul mai combinat cu ăla, tot ce era acolo. S-a dezvoltat tot pe lângă Ploiești, haotic. Nu există, cum să spun eu, că ar trebui și pe o zonă. Domnul Emil Boc, primarul Clujului și președintele Asociației Municipiilor din România,
A spus, domnule, hai să promovăm o lege a zonelor metropolitane. Da, adică pe zonele astea, cum este și Bucureștiul, cum sunt marile aglomerații, se poate să decizi infrastructură, sănătate, infrastructură, dar educație. Dar ce ar însemna zona metropolitană? Zona metropolitană în sensul în care să se dea o lege în care, până la urmă, să scurtez așa, primarul de municipiu să comande acolo. Nu se va întâmpla niciodată. De ce? Singura, pentru că nu vor asculta primarii alții de povestea asta. La altă, că fiecare are personalitatea în sorbării lui. Trebuie să stabilească lege. Cea mai frumoasă treabă care este, bineînțeles că ar trebui să modifice Constituția, să se facă de la București reforma administrativă, să reducă numărul de OAT-uri, numărul de angajați în zonă, pentru că s-ar putea elibera, domnule Cristoie, cel puțin 5-6 miliarde de euro anual. Noi nu consumăm pe autostrăzile din România niciodată într-un an sau 2-5-6 miliarde. Ori noi mergem cu niște costuri. Tot timpul, vedeți, avem peste 7% deficit și probabil că va mai crește. Da. În rectificare este nebunie. Din cauza acestor Și din cauza supercentralizării. Cum s-a întâmplat și pe timpul lui Ionel Cebrătianu și până în 36, când spune Dimitrie Guste aici, deci totul s-a ducea la București, nu conta că erai Botoșan, că erai Oradea sau, eu știu, în partea asta la extreme, în Basarabia, poftim, sau dincolo în Ucraina, la Cernăuți, deci totul era aici. Același lucru aproape se întâmplă și acum. Suntem în același film. Și acest film ce ne face? Suntem, ne batem la cuțite cu Bulgarii, pe ultimul sau pe penultimul loc. Niciun guvern nu și-a propus, hai să ajungem măcar la jumate clasamentului. A fost Olimpiada. Acum, iar suntem pe cel mai prost rezultat din istorie. Deci, reforma pregătiți un referendum cu... Un referendum, pentru că după lege... Ce spune legea? Legea spune așa, să ține referendumul în cele două localități care vor voluntar să se unească, 30% minim la Țintești, 30% minim prezență la vot și la Buzău și de aici 50% plus un vot să fie pentru. Pe 26 septembrie, deci a mai rămas foarte puțin, ne batem foarte serios aici să ne iasă treaba ca lumea. Și cine se opune? Domnule, o chestie foarte interesantă. E foarte interesantă. Se opune conducerea liberală de la Buzău. De ce? Păi nu, ei nu sunt liberali. Păi sunt liberali și treaba este că unul din oamenii în care cred în administrația publică, este fostul primar al Oradei, domnul Ilie Bolojan, azi președinte al Consiliului Județean, l-am și lăudat, chiar dacă suntem în partide diferite, și domnul Ilie Bolojan vine să facă, alături de mine, să facă campanie de informare a buzoienilor și a ținteștenilor, pentru că dumnealui a pierdut la Oradea de două ori, a încercat să facă unirea cu Sânt Martin, din cauza cui? A PSD-ului și a UDMR-ului. Dar acum am spus, domnule, mi-am cerut domnul Marcel Ciolacu, care așa cum știți este buzoian, Marcele, te rog frumos, nu vreau, eu vreau să fie apolitică. Noi suntem un singur partid acolo, al buzoienilor. Dar de la asemenea referendum, el de ce a pierdut? Cine se opune? Comuna sau orașul? Culmea este că s-a opus orașul, pentru că comuna Sânt Martin, nu știu, vă dați seama. Dar la dumneavoastră, unde sunt probleme? La oraș sau la comună? Nu, la țară nu va fi, că întâmplător sunt de la Țintești. Dar comun, la orașul aveți. Orașul. Cine, liberale din oraș? Liberale din oraș, dar urâtare, au vrut să ne oblige să stăm toate bannerele jos. Dar de ce? Pe nu care știu, probabil să gândesc electoral, să gândesc ei, dacă mai câștigă Tom așa acum, că peste 3 ani, deci gândesc pe o chestie personală. Că e o gândire, ce facem noi, o gândire liberală? Nu știu cum este. Eu sunt PSD-ist, nu știu dacă cât de liberal sunt. Problema este că trebuie să biruiți la... Și în acel moment, comuna Cândești devine... Țintești. Bun, dar eu vă întreb încă o dată. Da. Spuneți-mi, hai să vorbim în general despre această reformă administrativă. Ea ce trebuie? O modificare cum? A Constituției în ce sens? Modificarea Constituției în sensul să se aprobe o nouă administrație în România. Ultima a fost o nouă organizare administrativă. Da. Ultima a fost în 1968, care, atenție, domnule Cristoiu, făcută de Ceaușescu, a fost o revoluție atunci. Deci Ceaușescu, uitați-vă la Republica Moldova, da? Da. A rămas cu raioane, regiuni, exact, organizare la Uniunea Sovietică. Da. Au ajuns să aibă, cum să spun, o organizare de asta, cum sunt județele la noi, cu 20.000 de sau 15.000 de oameni. Cheltuie o groază de bani Republica Moldova, Basarabia, pe administrație. Deci în Uniunea Europeană, deci țările din Uniunea Europeană, din Est, care au intrat în Uniunea Europeană, toate au făcut reformă. Mai puțin noi și Bulgaria. Adică înseamnă reducerea... Reducerea unităților. OAT-urilor, nu a localităților, să nu se înțeleagă rău. Și am avut o surpriză de proporții, în sensul foarte pozitiv. Am propus colegilor, sunt și eu președinte executiv la Asociația Municipiilor din România, Clascorul, care am fost colegii, chiar a fost unanimitate și m-am bucurat foarte mult. Și
le-am propus colegilor, domnule, uite, este necesară. Toată lumea zice că e necesară. Inclusiv domnul Emil Boc, domnul președinte, prima în ianuarie, după ce am fost aleși prin structurile astea de conducere, a dat o scrisoare pe care ne-am însușit-o tot. Domnule, este nevoie de reformă administrativă în România. Ați trimis-o unde? Am dat-o neter, așa, către presă, s-a publicat peste tot. Am dat-o și pe, avem și noi o pagină. Da, deci, hai să luăm ele mele, încerc cu asta. Deci, în primul rând, modificare. Să vă spun asta că e foarte important, da. Că uit. Că în România nu mai e unanimitate la nimic. Te bași cu nevasta în casă, că nu ai unanimitate nici în casa ta. Da. Deci, eu am propus colegilor, ne-am întâlnit seara, a doua zi a participat și o parte din guvern și domnul Florin Cățu, prim-ministru, la adunarea noastră generală, a fost recent acum în iunie, și am propus o rezoluție guvernului prin care să favorizeze localitățile mici în unirea cu localitatea mai mare. În sensul ca primarul să devină viceprimar până la terminarea mandatului, taxele și impozitele să rămână o perioadă, este normal, că am avut de la Uniunea Europeană perioada de conformare. Amintiți-vă de proiectele SAPART și ISPA, ca să cât de cât să îndeplinim niște condiții și pe urmă să intrăm în Uniunea Europeană. Așa și la o comună mai mică, față de un oraș mare cum este Buzău în situația mea, să se întâmple treaba asta. Am avut unanimitate, domnule Cristoi, toți primarii din România, de toate culorile, mă refer la PSD, la PNL, UDMR, USR, au votat această revoluție. Inclusiv domnul președinte Emil Boc, și mulțumesc pe această cale, a spus, domnule, de-abia așteptă rezultatul de la Buzău, Toma are curaj. Aveți acum un referendum crucial pentru țară, văd. Ar putea fi, exemplu. De ce nu, că e un exemplu pentru că toată lumea suferă. Ce este la Buzău este fiecare capitală de județ. Au mai fost referendum de genul ăsta? Au mai fost două referendumuri la Oradea, au fost pierdute amândouă și îmi pare rău, ultimul a pierdut la Oradea, deci, domnul Ilie Bolojan, doar la 1,4%. Bun, deci a fost unul și a fost și unul la București, n-a fost? Referendum pe chestia asta nu. Au mai fost alea pentru deci, familie, pentru putem vorbi pe 20, putem vorbi pe 26 de un moment crucial dacă câștigați. Pentru că în Republica de la Scăieni. Deci va fi Republica de la Buzău. Dacă veți câștiga, va fi un model. Toți colegii așteaptă treaba asta pe adevărat. Păi vorbiți cu Cățu să le spun lor sau cu Orban de la Buzău. Iar domnul Cățu de față cu noi acolo a spus, da, domnule, mă încurajez chestia asta. Normal. Și e o chestie normală, pentru că se vor reduce și costurile, se vor întări și localitățile. Noi vom pierde, că bineînțeles cei de la Asociația Comunilor, este o crimă, nu faceți treaba asta. Ne pierdem identitatea, ne pierdem țara dacă nu se face reformă. Cu cheltuielile astea nenorocite, cu toți... La Cluj ar fi Floreștiu. Peste tot sunt câteva localități în care înconjoară. Și vă dați seama, creșele sunt toate la Cluj, aia nu construiesc nimic acolo, pentru că... Acum, până la modificarea Constituției, dumneavoastră ați propus o modificare legală sau... Modificare legală, normal. Care poate depinde Legal este partea de referendum. Asta n-a fost scoasă din Constituție. Da. Deci dacă două localități doresc să unească, se pot uni. Aha. Amintiți-vă că a fost un curent, s-au făcut nu știu câte orașe și comune, au transformat, chiar dacă nu îndeplineau condiții de oraș, ne-a pus Uniunea Europeană, dacă vă amintiți, condiție să avem nu știu ce grad de urbanizare. Da. Și atunci, cred că s-au făcut vreo 56 de comune, i-au făcut orașe. A crescut urbanizarea în România. Da. Că vedeți, și Uniunea Europeană nu finanțează decât aglomerări urbane și zone metropolitane. Nu dau bani. Vă dau un exemplu între Buzău și Galați. Galați are cu acte vreo 300.000 de locuitori, noi avem 129.085. Galați a primit pe axa 2, sub axa 4, o mobilitate urbană, 76 de milioane de euro, Buzău a primit 30 de milioane de euro, din cauza dimensiunii diferite. Pentru că eu mă aștept, chiar dacă au 4.500, dar creind foarte multe condiții, avem 2.100 de hectare care le putem pune la dispoziție pentru dezvoltare, niște condiții omenești. Să atragem investitorii cu autostradă, cu aeroport la Boboc. Da, domnul primar, la Cluj au fost cârteli și puneți că și noastră pe ideea că va fi o speculă imobiliară, că de fapt și o afacere. Poate discuta și așa, dar vreau să vă spun, de la Buzău suntem în top 5 cele mai scumpe locuințe din România. Este absurd. Avem și multă armată. Și dacă se dezmați, aveți nevoie prin aceasta și de teren. Da. Adică se extinde orașul. Nu poți să crești altfel. Deci noi nu mai avem nimic. Deci noi nu mai avem nimic în momentul ăsta, în condițiile în care ținem 62% din toți angajații din județul Buzău. Am fost nevoie și cheltuim pe subvenții o groază de bani. Suntem singurul oraș din România care am dus cu transportul în comun propriu în 48 de localități.
pentru că am calculat, vin din business. 95% din toți banii care se adună la primărie, nu știu cum o fi în altă parte, dar eu vorbesc de Buzăul meu, se adună de la firme. Doar 5% de la populație. Și am tot ce, inclusiv în pandemie, eu n-am făcut ce s-a întâmplat în alte localități din România mari, am lăsat să funcționeze autobuzele în condițiile cu mască, cu nu știu ce, să vină oameni la lucru, pentru că altfel capăt. Și dacă are loc rezultatul referendumului e în favoarea noastră, ce se întâmplă cu cei din Țintești? Cei din Țintești... Devin ce primar? Nu. Nu, primarul va deveni viceprimar, da. Prima fază. Da. Se comasează Consiliul Local de la Țintești, consilieri de acolo, vor veni într-un Consiliu Mare la Buzău. Ce mai reduceți așa? Că nu reduc eu. Așa este propunerea, că altfel dispăreau de tot. Și bineînțeles că vom mai ține acolo la Țintești un număr de oameni, că n-ai cum să deplasezi oamenii. Deci o parte din funcționarea primăriei, Buzău va fi... Și în momentul în care o asemenea comună intră în... Nu e zona metropolitană, e altceva. Zona metropolitană este altceva, dar noi am pus-o numai pe hârtie, ca de obicei, n-a funcționat niciodată în România. Nu există nici măcar un proiect de când s-a înființat legea zonelor metropolitane care să fi funcționat. Din cauza orgoliilor. Bă, eu sunt primar aici, ales de oameni, lasă-mă cum îmi place. Păi stai român, nu-i problemă. Iar aici, acest domn primar de la Țintești, Aurel Stoica, a zis, da, domnule, când am venit, a fost de acord. Haideți, că e foarte interesantă această reformă. Să facem o pauză. Am revenit cu domnul Constantin Toma, primarul Buzăului. Am insistat și vom continua un pic să insistăm pe această reformă administrativă. Domnul primar, spuneți-mi și mie, a venit o guvern de centru-dreaptă, da? De cât mare un pic face un an. Așa e. De ce nu se face reforma asta administrativă? Spuneți-mi și mie. De ce ar consta în crearea zonelor? Deocamdată referendumul nu e o soluție. E o soluție de trecere. Deci reforma ar consta așa, o modificare a Constituției. Modificarea Constituției. Sunteți pentru desființarea județelor? Este totuși o chestie istorică. Vreau să sunteți pentru reducerea numărului acesta de unități administrative. Absolut. Sunt prea multe nefuncționale și cu o groază de angajați care cheltuie banul statului. Deci noi pentru asta trebuie, e prevăzută Constituția? Constituția, deci trebuie referendum pentru treaba asta. Adică trebuie... Bun. Deci ar trebui un proiect de lege, un proiect de lege suficient? Nu, referendum. Modificarea, deci modificarea Constituției... Dar nu poți să faci un proiect de lege să nu mai fie nevoie de referendum? Păi nu, Constituția, trebuie să modifici Constituția, pentru că Constituția a fost definită cu localități, cu toată povestea asta. Deci nu poți să încalci Constituția. Deci ar trebui să înțeleagă toate forțele politice și să decidă, domnul președinte Iohannis are această calitate, ar putea declanșa un referendum pentru modificarea Constituției, nu? Da, în care pentru care și partidul dumnealui sau partidele care dumnealui să facă o reformă. A încercat o paia în educație, România educată, n-a ieșit nimic. Ce părere aveți? Două mani proastă, domnul. De ce? Pentru că nu se face nimic și nu s-a făcut nimic. Și vor trece, mai are 3 ani, domnul președinte, și nu se va duce nimic la capăt. S-au propus niște chestii în planul ăsta național de redresare și reziliență. Da, asta vreau să vă întreb. Da. În planul acesta, Buzău e prins? Toată țara este prins. Nu, dar dacă obține ceva, cum e Boc, care obține bani de metrou. Buzău nu are nimic dedicat. Suntem la grămadă cu restul orașelor. Bun, primarii. Da. Ați fost consultați, obțineți ceva din PNRR-ul ăsta? Foarte puțin. Am avut mai multe întâlniri cu domnul Ghinea, cu domnul prim-ministru. Tot ce am propus noi, nu s-a regăsit aproape nimic. Și ce ați propus? Păi tot felul de chestii. Și pe tranziția verde, și pe... Nu știu. Eu, de exemplu, aveam ideea asta, pentru că în momentul ăsta, de exemplu, la nivel național, cu apa de ploaie. Apa asta de ploaie ajunge în stația de epurare. Da. Noi nu avem un sistem divizor, adică să ai două conducte separate, una pentru apă de ploaie și una pentru apa menajeră, care vine din toalete până la urmă sau de la bucătărie. Bun. Aceasta, de exemplu, am citit la Mike Bloomberg, de pe timpul lui să modifică geometria trotuarilor, că nu e o chestie de la o zi la alta, astfel încât apa de ploaie cu niște borduri speciale, o parte să se ducă spre copac, spre spațiu verde, iar ce este surplus să se ducă spre lucii de apă sau chiar în plânza freatică, bineînțeles trecând pe niște pământuri de astea cu enzime. Da, doamna climatolog spunea că mai ales când cresc numărul acestor ploi torențiale. Da, ar putea prelua treaba asta. Bun.
această apă de ploaie să nu mai ajungă în stația de epurare, pentru că dacă ajunge în stația de epurare și o tratez la fel ca pe apa menajeră, prețul metrului cub de apă de ploaie este egal cu prețul metrului cub de apă uzată. Da. Pentru că stația de tratare și bacteriile alea care mănâncă substanța organică lucrează la fel. E un nămol activ acolo încărcat cu niște bacterii care distruge. Și e foarte costisitoare treaba asta. Apa asta de ploaie, eu am încercat la Buzău și am propus și colegiul a fost de acord, am propus și domnul Ghirea, bineînțeles că n-a fost. În sensul să adună apa de ploaie ori în Iazul Morilor și să facem prin săvilare 20 de kilometri, Dumnezeului, lată, e lungă, din loc în loc, sau, de exemplu, să o duc în Clângul Buzăului, 189, e alt proiect interesant pentru tranziția verde, 189 de hectare, care, atenție, domnule Cristoiu, de sute de ani, are canale. Deci buzoienii, când erau inundați aproape în fiecare primăvară sau după ploi torențiale, care erau și atunci, dar nu cu aceeași frecvență și putere ca acum, ori ducea în Iazul Morilor apa, ori conducea acea apă din zona de sud, ce avem acum, sud-vest a Buzăului, o ducea în pădurea Crâng. Și bineînțeles o duceam pânza freatică de acolo și avem stejar de ăștia multiseculare, chestie extraordinară. Și eu am propus același lucru. Dom'le, hai să gestionăm apa asta, că vorbiți de tranziția verde. 70% din cei 29,2 miliarde de euro ar trebui să meargă pe tranziția verde. Da. Și mi s-a părut foarte corect să venim. Am mai venit colegii cu o propunere iar foarte interesantă. Dom'le, unde sunt parcări? Parcări. Deasupra facem, ne ducem pe trei etaje în jos, că de nenorocire. Iar deasupra facem parc. Da. Îmi povestea domnul primar Ion Lungu, care orașul nu prea a avut marketing. Sper să domnul primar Lungu să nu se supere pe mine, dar este un oraș senzațional. Ce a făcut omul ăsta acolo la admir? Lungu la cine? La ce? La ce? Atenție! La ce localitate? Suceava. A, la Suceava? Singurul oraș cu toată flota de autobuze electrice, 64. Singurul oraș care se încălește pe biomasă. Primul oraș din România care a avut iluminat cu LED-uri. S-au întâmplat tot felul de chestii. Și domnul Lungu ce a propus? Domnule, eu fac 5 parcări în zonele cele mai aglomerate din Suceava, de astea subterane și extind și parcul. Deasupra parc și te duci pe 2-3 nivele în jos. Da, este un... Au scos chestia asta. Așa, voiați să obțineți bani să pună... Dar era foarte normal, dar dacă a zis, este logică să prinzi treaba asta. Nu știu, eu vedeți că cred că ne-o dă iară înapoi acum. Grecia a luat deja 4 miliarde, ați văzut, a depus la timp proiectul. Suntem codași aici, noi suntem codași la orice. Da. Deci nu ne ascultă și în mod normal că am mai spus că ați văzut, a scăpat-o și Florin Câțu, a scăpat-o și numai cu noi domnul ministru al investițiilor, al fondurilor europene, Cristian Ghinea. Dom'le, noi decidem aici și voi executați. Voi sunteți, cum a zis domnul Cățu, sunteți niște vectori, sau nu știu cum le-a zis. Deci, dumneavoastră, sunteți adeptul unei descentralizări în așa fel încât totuși primăriile să aibă mai multă autoritate asupra banilor. Nu numai asupra banilor și asupra deciziei. Hai să vă povestesc o chestie. Da. Facem tot felul de săpături pe acolo. Și lângă primărie monument istoric. Da. Săpăm pe un trotuar, să cobor cablurile care sunt peste tot în toate orașele, le ducem în sub trotuar. 20 de centimetri. Dedesubt era o conductă de canalizare. Ne-am uitat. Bineînțeles că aproape era să-mi facă și o plângere penală sau în sfârșit să-mi facă dosar. Când m-am anunțat, numai ministrul culturii, ministrul culturii, trebuie să semnezi de descărcare arheologică. Faci contract, îi anunți pe ei și bineînțeles când îți dă răspunsul că trebuie să vorbesc cu domnul Lucian Mașcanu, domnul senator care e buzoian. Bă, Lucian, ai fost ministru? Bă, poate ai găsit vreun prost acolo, nu știu ce la... Băi, au trecut 40 de zile, eu sunt tot pe lângă primărie numai cu săpături. Deci ați săpat ca să pune capul și n-aveți voie... Atât. Trebuia să fie un monument istoric în apropiere clasa A. Că păi e monument istoric. Este, Palatul Comunal. Da, și avea nevoie de descărcare. Adică când dar nu putea să o facă, că ei au și la Buzău, de exemplu, au un serviciu care aparține de un, cum se numește, o agenție care aparține de Ministrul Culturii. Aveai nevoie să la ministru. În loc personal. Să descarcă domnul director Cățoi să semneze, da, domnule, uite, am trimis un arheolog, n-am găsit nimica. Numai ministrul semnează așa ceva. Deci este un mare... Constați un pic, o aberație. Deci, dacă vrei să sapi o groapă și trebuie să iei aprobarea ministrului că în groapa aia deci, nimic arheologic. Domnul Cristo, eu aș face o agenție, mai fac una, de nefuncționarea statului. Da. Și ăsta trebuie să fie un fel de viceprim-ministru și așa nu fac ăștia nimic, nici cel de la UDMR, nici domnul Barna. Dom'le, haideți să vedem ce îndreptăm să funcționeze statul român mai bine. Sunt atâtea tâmpenii care blochează, pentru că ei încearcă, când au ajuns acolo, toată lumea, dom'le, noi decidem aici, ai alții să stea. Păi băi, localitățile, dacă nu se dezvoltă localitățile, nu se dezvoltă România. De noastră stăpați și voia să puneți capurile și de 40 de zile aveți nevoie de o semnă. Nu, s-a terminat, bineînțeles. A semnat? Îmi fac autodenunță acum. Am vorbit cu Lucian Romașcanu atunci și a vorbit cu nu știu cine acolo și s-a obținut semnătura. Vreau că i-a băgat-o ministrului. Deci este o mare problemă cu semnătura.
Da, dar ăsta, eu v-am dat un exemplu, dar sunt nenumărate, la orice, la orice, la orice, la orice trebuie să te duci la București. Pentru mine la Buzău e mai aproape, eu știu. Da, corect, așa e. O oră în București, o oră până marginea Bucureștiului. Dar gândiți-vă, omul de la Botoșan sau de la, nu știu, de la Zalău sau... E absurd. Da, că sunteți pe final, trebuie să mă autodenunț că mi-ați adus cadou volumele lui Însemnările Zilnice... Da, au fost ale lui Marghiloma, ne-a povestit el... ceva apucat. Ia ziceți. Deci nu le am aici să le arate, să le arate într-o pastilă. Am descoperit un om senzațional. Eu acum vreo 13-14 ani eram om de afaceri și avem un scriitor local acolo, Nicolae Peneș, pe care îl cunoașteți, un om extraordinar. Și domnul Toma, uite, ajutați-mă și pe mine să tipăresc chestia asta. Domnul Peneș, dați-mi să citesc. Domnule, m-a entuziasmat. Ce istorie a avut acest om? Extraordinar, Alexandru Marghiloma, da. Și domnul Peneș atunci, pe documentări făcute la Biblioteca Națională, peste tot, ca și dumneavoastră, dar cred că 2 ani s-a chinuit săracul peste tot, arhive, și a scos Alexandru Marghiloman, Lordul Valah. Da. La un an după treaba aia, a luat premiul Academiei Mihail Gogărnicianu la secțiunea de istorie. Bineînțeles, când devin primar și cu ocazia sărbătoririi centenarului, 20 din cele 100 și ceva de evenimente care le-am avut, cel mai complex proiect de sărbătorirea centenarului din România, am fost peste guvern, peste orice, a fost să reabilitez pe Alexandru Marghiloman. Una din chestiile care le-am făcut pentru el, în afară de statui, de tot felul de chestii, inclusiv am adus din, e foarte importantă treaba asta, am adus din Republica Moldova 117 primari din aia care declaraseră unirea cu România. Am trecut prin Consiliul Local o hotărâre, am declarat unirea Buzăului cu Basarabia. Da. Și am chemat toți primarii de acolo și am chemat, s-a numit din suflet românesc, am fost și televizați de televiziunea română, s-a transmis și pe Radio România cultural, muzical, o 4 ore cu cei mai mari artiști din Basarabia și din, din România, din toate zonele. A fost un spectacol senzațional și când la sfârșit Sava Negream Rudașcu, noi suntem români, s-au ridicat, am emoții și acum primarii din Moldova și a început să strige unire. A fost extraordinar. Bun. Și noi pe treaba asta am ținut-o chiar pe 27 martie, atenție, 2018. Știe că Marghiloman a fost cel care a supervizat până la urmă și a inspirat, a fost inițiativa cu Inculescu, cu tot ce a fost acolo, această prim pas spre Marea Unire, care s-a întâmplat la 1 decembrie, după ce s-a trecut și pe Bucovina la sfârșit de noiembrie 1918. Și am zis, mă, omul ăsta este așa de important. Și tot politica l-a omorât. Vă amintiți atunci, el avea o mare problemă și personală, dar și de politică. El era președintele Partidului Conservator și Ionel Cebrătianu. I-a luat nevasta. I-a luat și nevasta. Da, s-a lăsat singur. A fost o chestie foarte interesantă. După 16 ani cu Alexandru Marghiloman, Eliza Știrbei. 16 ani a stat? 16 ani. Și spune Eliza Știrbei o vorbă care a făcut carieră așa. La Marghiloman totul e fals în afară de argintărie, dar jumătate era aur la Marghiloman, era un timp foarte bogat. Deci după 16 ani se duce după... Da, se duce la Ionel Cebrătianu, da. Da, soț. A fost a doua soție, da, că știți, cu Gheorghe Brătianu, copilul ăla. Ea și toată povestea asta aici și a devenit. Și ea avea o mare problemă. El lansează, moare în 1925. Da. Și lasă și spune prin testament, la 2 ani, lasă la 2 nepoți, că el n-a avut moștenitor, lasă la 2 nepoți, le dă bănuți, le dă tot. Mă, jurnalul meu zilnic, ținut între 1994 și 1924, când 25 nu mai putea să scrie, o să vedeți, ultimul volum e așa subțire, că n-am mai putut să scrie, și îl publica sub titlul de note politice, ce volume. Și povestește acolo, dacă n-ați citit-o, este fantastică, era un foarte bun vorbitor, o limbă română nemaipomenită, să mai trezea și vorbea și franceză, că e absolvent de Sorbona, cu doctorat acolo la vremea. Și povestește ce s-a întâmplat. Și bineînțeles că i-a atacat pe liberal, pentru că Ionel Cebrătianu n-a vrut să ia guvernul atunci, ne înțelegem foarte clar. Știți toată povestea. Și atunci ăștia ce au făcut? Au retras din librării notele politice ale lui Marghiloman, ce era mai în tipografie, le-au topit, ca pe timpul comuniștilor. Da. Și a rămas așa o ură și de atunci n-am mai vorbit. Irina Marghiloman a trecut, ultimul moștenitor. I-au schimbat numele în școală, domnule Cristoi, i-au zis Irina Marghioala. Și de-abia în Germania, statul german, acolo... Și tot... noi ați scos aceste note. Nu numai atâta. Le-am tipărit notele politice într-o ediție anastatică, în condiții de lux, deci a fost așa o chestie, care, bineînțeles, s-a trimis la toate bibliotecile importante din România, la Washington, la Cernăuți, la Chișinău, și am primit mulțumiri de peste tot. Pentru că omul ăsta trebuie, cum să vă spun, la ce a făcut în istorie așa, și la ce a făcut și în neistorie, ca să zic așa. Da. Pentru că el a fost cel mai mare crescător
român de cai, da, cu sânge englez. Da. Domnul primar, ultima întrebare care e de telenovelă. Ce a atras-o, cum de-a plecat după 16 ani Eliza Marghiloman la Brăteanu? Era mai frumos? Cum? Asta nu pot să știu și nu sunt nici doamnă. Nu s-a studiat, dar înțeles, da. Să realizez. E o chestie unică, el era șeful opoziției Marghiloman. Da, foarte interesantă, da, treaba. Și bineînțeles, Alexandru Marghiloman, de supărare, s-a căsătorit cu o fată de 25 de ani și el de 62. Da, mă înțeles. A fost cu acest, mă rog, întrebare de telenovelă, dar foarte frumos, a fost domnul Constantin Toma, primarul Buzăului. Îi urăm, o să urmărim referendumul, deci înțeleg că e un referendum vital pentru România. Acolo e o bătălie. Fără glumă poate fi. Deci domnii primari din România, fără excepție, primarii de municipii, ar trebui să municipiile, să municipiile înseamnă 50, peste 50% de populația României. Dacă biruie acest... E un prim pas spre reforma administrativă necesară dezvoltării României. Deci este o necesitate pentru România. 25 septembrie ne vom uita toate privirile de România. Încă o dată, 26 septembrie, 26. Să nu se prezinte lumea mai devreme. Bă, a spus Cristoiu, 26 septembrie, duminică, ultima duminică din septembrie. Va fi crucială pentru România. Mulțumesc, telespectatori, ne revedem data viitoare la aceeași ediție interviurile lui Cristoiu.